Casa La Jeanne, acum 100 de ani, aici la Gibou, se dezvelea acest monument pentru a cinsti memoria sergentului erou Ilie Popa. Să vedem cine a fost Ilie Popa și cine a ctitorit acest monument. Ilie Popa a fost sergent în regimentul 15 infanterie, care a luptat la sfârșitul primului război mondial pentru eliberarea Sălajului și apoi a Ungariei în 1919 de sub regimul bolșevic instaurat de Béla Kun și, din păcate, și-a găsit sfârșitul, a căzut eroic în luptele de la Crișeni și de la Zalău și a fost înmormântat aici în data de 20 ianuarie 1919. Aurel Hetco, titorul acestui monument, a fost una dintre marile personalități care, din generația Marea Uniri, care au activat și în Sălaj, avocat și a deschis cabinet de avocatură în Gibou împreună cu Vasile Ghiurco, amândoi apoi delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, semnatari ai Marii Uniri. A fost în război, a ajuns la gradul de locotenent, a avut o contribuție deosebită în eliberarea orașului Gibou și a gării din Gibou, având în vedere experiența sa militară acumulată în timpul războiului. A plecat la începutul ianuarie, misiune secretă, și a ajutat armata română să elibereze Giboul. Armata bolșevică maghiară s-a retras spre Zalău, s-au dat lupte crâncene atunci la Crișeni și la Zalău. Și Aurel Hetco, în drumul său spre Crișeni, l-a văzut pe sergentul Ilie Popa, trăindu-și ultimele zile din viață, l-a văzut în agonie, era dus cu căruța spre Gibou, unde a fost și mormântat. Și acest episod l-a marcat profund pe Aurel Hetco. După război, fiind membru Consiliului de Administrație al Băncii Sălăjana și avocat, cum spuneam, a propus colegilor săi să fie ridicat un monument în cinstea sergentului erou Ilie Popa, însă a avut surpriza neplăcută din partea colegilor săi să li se spună să fie refuzat, că dacă ar fi fost un mormânt colectiv sau măcar dacă ar fi avut un grad superior, de ofițer superior. Și atunci, dezamăgit, s-a ambiționat și a ridicat singur acest monument. Era numit proaspăt în funcția de prim pretor al plasei Gibou, a făcut apel și la tinerii din satele plasei Gibou, care, cum organizau atunci acele danțuri la șură, au făcut o colectă și au strâns 20% din bani, iar restul i-a pus el și soția sa, care provenea din erudită familie Popea de la Brașov, tatăl său, profesorul Ioan Popea, și era nepoată a academicianului episcop Nicolae Popea din Brașov. Și astfel, în anul 1920, arhitectul Vincenzo Vecil, italian, a ridicat monumentul. Are 2 metri în subsol și 4,5 metri înălțime și el a fost dezvelit în ziua de 8 noiembrie 1921 de sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Aici, în Gibou, staționând regimentul 11 Călăraș, condus de colonelul Sâmboteanu, l-a anunțat pe general Nicolae Petală, comandantul trupelor de vest cu sediu în Cluj. Acesta a ținut neapărat să fie prezent la inaugurarea monumentului. Și astfel, ziua de 8 noiembrie 1921 a fost o adevărată sărbătoare pentru Gibou și s-a cinstit memoria sergentului Ilie Popa și a celorlalți căzuți în timpul primului război mondial. În dimineața zilei de 8 noiembrie, din satele din prejurul Giboului și din alte sate mai depărtate, au început să curgă lumea, țăranii din satele sălăjene în frunte cu preoții și învățătorii, apoi spuneam armata, generalii care erau staționați aici cu trupele în Sălaj, Daschievici, Olteanu, spuneam de Nicolae Petală care vine aici. Liturghia a fost
organizat aici în aer liber, în biserică, de către un sobor de preoți, frunte cu preotul din Jibou, Laurențiu Sima. Și apoi Aurel Hetco predă monumentul autorităților bisericești și celor civile. Autorităților bisericești pentru a-l sfinți și spre îngrijire autorităților locale. Spunând foarte frumos că s-a ridicat acest monument pentru a sfinți pe veci acest loc al Ardealului Dezrobit, care în pământul său îl îmbrățișează pe unul dintre dezrobitorii Ardealului. Totodată subliniază că acest monument ar trebui să devină un loc de pelerinaj pentru generațiile viitoare. Au mai luat cuvântul generalul Nicolae Petală, Teofil Dragomir din partea despărțământului Jibou a Astrei, iar din partea primăriei, secretarul Alexandru Comșa, care a promis că va avea grijă pentru totdeauna de acest monument. Apoi trupele au defilat prin centrul Jiboului. Aurel Hetco a organizat un banchet în cinstea invitaților, iar Sara, corpul ofițeresc, frunte cu colonelul Sâmboteanu, iarăși a organizat un banchet. Și în încheiere, așa cum sublinia și Aurel Hetco, sublinem și noi faptul că acest monument, de la cărui dezvelire și sfințire se împlinesc în 8 noiembrie 100 de ani, ar trebui să devină un adevărat loc de pelerinaj pentru noi și pentru generațiile care vor veni. Dumnezeu să-l ierte, să odinească în pace pe Ilie Popa și pe toți ceilalți eroi, martiri ai neamului românesc, greu încercat de-a lungul istoriei.